mai înțeles și cu săpunarul, că domne, s-a săturat, ok, s-a săturat, dar numai, cum să spun, nu mai știu ce aia, nu mai știu ce s-alea puncte, de, nu mai țin minte de când. Nu, adică să faci puncte ca lumea, nu că să faci, bați un meci și după aia trei meciuri pierzi două și faci un egal, știi? E, așa s-au săturat și suporterii să pun, înțelegi? Dă jucător, dă scuzele astea de dimineața până seara, dar bun, e adevărat că nu e săpunarul Superman acum, înțelegi ce spun? Sau, până la urmă, el e un fundaș, un capitan, e un lider, asta e clar. Bă, da, fă-și tu ceva și tu ca lider până la urmă, nu știu, fă ceva, ia-i pe aia, electrocutează-i, fă-le discursuri, mai dă-le cât un ghiond, mai urlă la ei, mai dărâm o masă, nu știu, bă, bănele, faci ceva, păi ne-am săturat, bine mă, ți-am zis, mai înțeles, ne-am săturat, ți-am zis că poate și suporterii s-au săturat și de tine, săpunarule, mai înțeles, și de jucători, poate și fanii s-au săturat de voi, că s-au săturat, oamenii s-au săturat de scuze. Înțelegi? Una peste alta, da? Repet, nu e că nu-i săpunarul Messi, îi cerem lui săpunarul să câștige meciurile. Dar ești lider, ești capitan, fă și tu ceva, da? O să plecați de mână și tu și Mudică până la urmă asta. Până la urmă, dacă nu-ți rezultate, pac, mânuță, da, pac, pac, veniți analiști aici, da? Vă aștept. Săpunarule, te aștept analist aici, la Fanatic. Că despre ce discutăm? Și tu ca lider, bă, da, trezește odată. Bă, nu se poate ce vochin să n-ai un cartonaș galben. Doamne, fraților, dacă am mai auzit așa ceva. Și tu să pleci cu charter de 40.000 de euro și să mănânci vită Waigu, care costă, bă, nu știu, 1.000 de dolari kilo. Bă, da, lasă-o încolo de treabă, că e Mudică. Ce să facă, bă, Mudică? Ce să facă Mudică? Ăla a venit cu inima, cu asta, face și el ce poate, mai înțeles? Mudică. Bine, pleacă Mudică, așa, cine vine dacă pleacă Mudică? A? Vine ăsta care a făcut campania de transferuri, Sandu? Că el a adus jucătorii ăștia care nu fac un fault. Întoarce Lennon. Da, faimosul Sandu. Eu cred că ce...